vorbeam de pandemie, de măsurile luate de băncile centrale și de guverne. Băncile centrale au ținut sau țin foarte jos dobânzile, banii sunt foarte ieftini, guvernele au injectat sume consistente sub forma stimulilor pentru companii. Unii economiști spun că tot acest munte al datoriei globale sau munte de datorii se va duce ori în inflație, ori în diverse alte dezechilibre. Și de regulă piețele atacă acele economii mai vulnerabile. Și întrebarea mea este România o economie vulnerabilă? Și care e situația noastră în acest context? Domnule Libocor, păreți îngândurat. Până, da, am mai discutat despre asta. Părerea mea este deja cunoscută, am spus-o, dar vreau să fac o remarcă apropo de ceea ce s-a spus înainte, nu ca și conținut, ci punctat asupra unui cuvânt. Pe mine personal mă zgârie, îmi cer scuze, și eu l-am folosit. Recunosc, și eu l-am folosit. Cuvântul remedial nu există în dicționarul limbii române. Și mă uimește că acest cuvânt este folosit într-un mesaj al Ministerului Educației. Și mă uimește că s-a mai spus asta și se insistă asupra acestui lucru. Revin, și eu l-am folosit din greșeală, pentru că este exact ca și o vorbire greșită, care până la urmă e atât de intens folosită, încât ți-o asumi și o aplici și tu. Dar este deranjant. Da, corect, Să era aud cumva remediabil, probabil. oricum, dar nu remedialul este un englezism. Nu e în limba română. A fost folosit la un moment ca adjectiv, dar în situații, nu știu dacă le găsim prin cărțile scrise în limba română, în sfârșit. Revin. De ce mă zgârie? Pentru că am căzut și eu în capcana asta, exact cum s-a căzut și în alte capcane la un moment, dar nu vreau să le menționez. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, încă o remarcă. SARS-CoV-1 a dispărut în urma unei mutații în 2002. Asupra SARS-CoV-2, cel din 2019, din câte cunosc eu, teoria că ar dispărea datorită unei mutații care să-l facă să se autodistrugă nu prea are susținere, din păcate, și că ar fi fost ideal să fie așa. Revenind la datoria publică, la nivelul anului 2019, datoria publică globală a crescut cu 9 triliarde, s-a ajuns la aproape 200 de triliarde de dolari. Este un raport al Fondului Monetar, am mai discutat despre cifra asta. 9 triliarde în plus față de 2018. Asta înseamnă că, pe ansamblu, datoria publică globală raportată la PIB global este undeva în jur de 226% din PIB, în sfârșit. Ceea ce e la fel observabil, și încă atunci nu începuse pandemia, este că vectorul acestei dinamici nu este datoria publică privată, nu este datoria privată, pardon, ci datoria publică. Revenind, România, cum spuneam și data trecută, parcă am atins subiectul marginal, România stă încă bine din punct de vedere a criteriilor Maastricht, dar nu știu dacă mai este cazul să ne raportăm la acele criterii care ne vor da implicit o stare de confort, cel puțin celor care nu știu ce e în spatele cortinei. Așa, dacă punem planșa cu 47% versus 60%, este rezonabil. Însă, precum am spus și atunci, este mai puțin gestionabil sau mai puțin. Nu e așa de ușor de gestionat. Pe măsură ce acest lucru sau ce dinamica va crește, în primul rând că vor fi două probleme, cred. Una de finanțare, care va presupune până la urmă este împrumuți și implicit una de rambursare și de echilibru bugetar, pentru că pe măsură ce datoria va crește, presiunea plăților aferente dobânzii datoriei publice, cele care influențează poziția bugetară, va crește. După aceea rămâne de văzut restul elementelor conexe, gen curs și așa mai departe, cum vor evolua și în ce măsură vor ajuta sau nu. Dar creșterea datoriei aduce în discuție două chestiuni. Cum o finanțezi și cum gestionezi rambursarea, astfel încât să ții sub echilibru, să ții în echilibru poziția bugetară. Cel puțin din punct de vedere
a impactului pe care datoria îl are asupra bugetului, cum spuneam. Rambursarea datoriei o are asupra bugetului. Nu cred că lucrurile se vor încheia pur și simplu rambursându-se datoria. Și acum, când spun asta, mă refer la datoria în ansamblu, nu la România sau la Europa sau nu știu ce. Am mai spus-o. Cred că fără un write-off, la un moment dat, fără o iertare, compensare, cum vreți să-i spunem, a datornicilor între ei sau a celor mai mari finanțatori față de datornicii mai mici, cred că nu se va putea ieși din acest, aș putea să-i spun, deja cerc vicios a datoriei publice. Mulțumesc foarte mult. Domnule Dumitru, o să vedem haircut-uri sau o să vedem creșteri de prețuri materii prime și așa mai departe? Da, datoria publică a crescut încă din criza financiară, ca urmare a eforturilor băncilor și guvernelor de a atenua din efectele negative. Din păcate, imediat după, nu ne-am revenit foarte bine după criza financiară și am intrat în această criză sanitară și din nou guvernele au trebuit să preia cumva această povară, cumva, un efort bugetar destul de mare. Da, situațiile sunt diferite de la țară la țară. Unele au o situație mai confortabilă, altele mai puțin confortabilă, în funcție de cum au avut, cât de prudente au fost politicile fiscal-bugetare în perioada de boom economic. Dacă ne uităm și în Europa, după criza financiară, am avut o perioadă în care și deficitele și datoria publică intraseră pe o traiectorie de scădere. Deficitele bugetare, spre exemplu, au avut o traiectorie de reducere mai mulți ani la rând în Europa. Am avut și noi o astfel de scădere, numai că noi am reversat această tendință începând cu 2015-2016, când deficitul bugetar a început să crească. Deci, deși Europa continua să-și reducă deficitele bugetare și implicit presiunea pe datoria publică, noi am schimbat direcția începând cu 2016 și ne-a prins criza destul de vulnerabil, în sensul în care am intrat în criza sanitară în 2020 cu cel mai mare deficit bugetar din Europa în 2019. Jumătate din țările europene la acel moment aveau surplusuri bugetare, adică nu toate țările au avut o politică prociclică. Până și țări din jurul nostru, spre exemplu Bulgaria, Cehia, aveau surplusuri la acel moment. Polonia și Ungaria deficite mult mai mici decât ale noastre. Evident că atunci când a izbucnit criza, deficitele bugetare au crescut peste tot. Numai că rădăcinile... Unii aveau spațiu de manevră, alții... Alții nu. Rădăcinile problemei bugetare la noi trebuie să le căutăm în perioada 2015-2019. Deci, da, am intrat vulnerabil în această criză. Ne va lua destul de mult timp să corectăm aceste vulnerabilități sau să reducem aceste vulnerabilități. Avem în față 4 ani de consolidare bugetară, așa cum guvernul și-a asumat, până în 2024. Va fi destul de greu de gestionat cumva sentimentul piețelor dacă peste tot în lume deficitele bugetare vor scădea semnificativ. Economiile își revin destul de rapid. Să zicem, lucrăm pe scenariul ăsta care pare destul cel mai plauzibil acum, în care avem o revenire economică rapidă peste tot în lume. În contextul acesta și stimulii probabil că ușor ușor vor fi retrași și deficitele bugetare vor scădea destul de rapid în anii următori. La noi deficitele vor rămâne o perioadă mai lungă de timp la un nivel ridicat și în orice caz mai un nivel mai ridicat decât în celelalte state din jurul nostru și state europene în general, ceea ce ne va crea anumite dificultăți, să zicem, atunci când ne gândim la finanțare, când ne gândim la percepția piețelor, când noi trebuie să venim cu un mesaj foarte credibil și... De ce? Pentru că avem nevoie de bunăvoința piețelor. Când ai deficite mari de finanțat, și atenție, și anul ăsta deficitul scade, dar e 7 și ceva la sută din PIB, adică un deficit bugetar mare, foarte mare. Ai nevoie de finanțare la un nivel foarte înalt. Ca să ai finanțare asigurată și la costuri rezonabile,
ai nevoie de o percepție bună în piețele financiare. Percepția aceasta bună nu poți să o ai decât dacă ai un plan coerent pe care și Respect. piețele să-l și respecti, dar și piețele să-l creadă. Să aibă încredere că știi ce faci, că ești pe drumul cel bun, că faci reforme. Asta e foarte important pentru că ai niște probleme structurale mari. De ce avem noi deficite foarte mari? Pentru că avem o factură socială foarte mare în buget, pentru că avem o colectare foarte slabă a veniturilor bugetare. Ori lucrurile astea nu poți să le rezolvi decât cu reforme structurale foarte profunde. Deci să nu imaginăm că apăsăm pe un buton și am rezolvat problema bugetului. Problema bugetului e foarte serioasă și presupune atacarea tuturor capitolelor de cheltuieli și de venituri bugetare. Și în cadrul unei reforme profunde. Unele reforme sunt forțate cumva și de pandemie și aminteam mai devreme Mihai, spre exemplu, de digitalizare. A venit pandemia și are și, pe lângă efectele multiple negative, are și efecte pozitive. Nu credeam că în relația statului cu cetățeanul digitalizarea va pătrunde foarte rapid, dar forțat cumva de împrejurări și în zone ale statului anul trecut au început să mai s-au făcut niște pași mai hotărâți în direcția aceasta. Deci, ca să concluzionez, datoria publică la noi încă nu e mare în comparație cu statele europene. Ea trebuie judecată într-un context local în care principalul finanțator e sistemul bancar, care e deja supraexpus pe stat, are o expunere dintre cele mai mari, dacă nu chiar cea mai mare din Europa, raportat la total active, pentru că avem și un sistem financiar destul de subțire ca adâncime, adică avem o intermediere financiară destul de redusă. Tocmai de aceea e nevoie de consolidare bugetară. Adică noi nu avem alternativă la consolidarea bugetară, nu există nicio alternativă, adică trebuie să înțelegem foarte bine lucrurile acestea. Deficitele trebuie să scadă rapid în anii următori și trebuie să facem eforturi serioase în zona asta de reforme structurale, adică deficitul nu scade de la sine. Pentru că la noi deficitul este în cea mai mare parte de natură structurală. În timp ce în marea majoritate a țărilor europene, deficitul are o natură ciclică, să o numim așa. Adică el scade destul de mult în marea majoritate a țărilor europene prin simpla revenire pe creștere economică și retragerea stimulilor care s-au introdus în 2020-2021. La noi avem mult de muncit cu problemele structurale pe care le avem în buget. Vă mulțumesc foarte mult. Domnule Laurian Lungu. Da, problema asta a datoriilor este clar una globală. Adică se fac, dacă ne uităm la activele băncilor centrale, mă refer la cele mai mari, deci Fed-ul, Banca Centrală Europeană, Banca Japoniei, hai să spunem, și Banca Angliei, cele care au monedă de rezervă. Practic o să vedem că începând din 2007-2008 ele au crescut de vreo 7 ori. Este cifrele pur și simplu ies din contextul istoric. Creșterea este masivă. Dar acum se întâmplă un paradox. Atâta timp cât practic toate băncile centrale emit monedă, atunci riscul relativ rămâne la fel. Că practic nu mai poți să spui că știu, ești expus pe o anumită monedă și eu știu, se întâmplă ceva cu altă monedă, pentru că riscul relativ se aplatizează. Da? Însă, problema care rămâne este ce se întâmplă dacă peste noapte știu, crește inflația. Poate să crească prețurile la materii prime, economiile se deschid brusc datorită apariției acestui vaccin și atunci toată această activitate economică începe cu o efervescență crescută, cererea crește și prețurile se duc în sus. Asta va atrage implicit și creșterea ratei dobânzii, bineînțeles, dar la datoriile existente, costul datoriei va crește foarte mult. Și aici este de fapt un paradox. Politica monetară va trebui practic să fie coordonată foarte bine cu politica fiscală la nivel global, pentru ca această revenire să se facă într-un mod cât de cât ordonat. Și asta, de fapt, nimeni nu știe acest lucru. Practic, ce se va întâmpla? Este un teritoriu virgin. Politica monetară în țările dezvoltate a intrat într-un teritoriu virgin prin această expansiune monetară.
Sigur, existau bănci și înainte de criza monetară care aveau activele ca și procent în PIB undeva pe la 80% de sânda. Erau state mici. Cum va fi să operăm așa? Va rămâne așa până la urmă? Deci toată această masă monetară care s-a injectat în economie va rămâne acolo sau se va retrage gradual? Vom ajunge la valori de dinaintea crizei? Nu știm asta încă ce se va întâmpla. Apoi mai este exemplul Japoniei, care Japonia practică de ani, de două, trei decenii această politică, în sensul că are o datorie publică foarte ridicată și economia știm cum se târăște efectiv, adică practic are o creștere marginală peste zero. Deci aici sunt probleme care sunt mult mai complexe. Apar probleme legate de generație, adică dacă ai o generație tânără în spate care să vină să sprijine consumul. Pentru că ceilalți, dacă ai oameni mai în vârstă care nu mai economisesc și care de fapt își consumă din economie, asta fac, atunci sigur că societatea respectivă nu poate să mai crească să mai fie atât de zburdavnică. Pentru România sigur că există un risc. Acest deficit bugetar pe care l-am atins anul trecut a fost cel mai ridicat după 90, dacă nu mă înșel. Nici în timpul crizei din 2008 nu a fost atât de... Deci, practic, sigur, avem o problemă cu această consolidare, în sensul că trebuie să o facem. Piețele ne-au oferit acest respiro, în sensul că au lăsat ratingul de țară neschimbat. Politica fiscală și cea monetară, repet, trebuie să fie coordonate, pentru că până la urmă au același balance sheet. În teorie, până la urmă, se întâmplă au un balance sheet comun. Și deci vor trebui coordonate astfel încât să reușim să reducem această să reducem deficitul bugetar și să reducem implicit riscul ca o eventuală creștere a costurilor de împrumut să aibă repercusiuni majore asupra evoluției datoriei publice și deficitelor bugetare în anii care vin. Și ceea ce este foarte important aici, ceea ce aș menționa, m-am uitat, de exemplu, la bugetul Marii Britanii, care tocmai a apărut săptămâna, zilele trecute. Practic, acolo, politica fiscală creează de fapt, măsurile de creștere a taxelor, de exemplu, da? S-au anunțat cu 2 ani înainte. Deci, practic, în bugetul din acest an spun că o să crească impozitul pe profit din anul 2023. Nu spun că la noi trebuie să crească taxele în acest moment, dar bugetul pe anul 2022, de acesta am mai repetat și înainte, trebuie să avem o discuție foarte serioasă în acest an, pentru ca măsurile care vor apărea în bugetul 2022, 2023, 2024, chiar așa, unele dintre ele se poate să fie anticipate de către piață cu un an, doi ani înainte. Știu că poate pare foarte dificil, dar cu ce ajută asta? Ajută foarte mult sectorul privat și nu numai sectorul privat. Prin faptul că îi se oferă o perspectivă a ceea ce urmează să vină. În oricare, această datorie publică trebuie plătită. Și România, sigur, este vulnerabilă dacă rămâne cu o datorie publică ridicată, cu un deficit bugetar ridicat. Nu are încotro, va trebui să le reducă, pentru că altfel corecția va fi brutală în anii care vor urma. Mulțumesc foarte mult! Domnule director Copaciu, cum vedeți problema datoriei publice globale și a noastră în particular? Cât de vulnerabil suntem? Au subliniat înainte și Ionuț și Laurian anumite aspecte legate într-adevăr de o succesiune, spunea Ionuț, doar la interval de vreo 10 ani, a două crize majore care au dus la un răspuns al politicilor fiscale și monetare foarte amplu și a sublinia aici răspunsul politicii monetare, atât în criza financiară anterioară, cât și în criza actuală, care a fost extrem de amplu și neconvențional, ca să spun așa, în sensul
măsurilor de relaxare cantitativă pe care le știm și a dobânzilor negative. Pentru mine, la acest moment, una din principalele vulnerabilități pe care le văd pentru în urmă, pentru economia României, o atașez cumva sectorului extern. Și întrebarea esențială e cum se va face ajustarea în țările dezvoltate sau ieșirea din actuala paradigmă de politică monetară și implicit ajustarea și revenirea la ceea ce știam că ar fi o politică monetară tradițională, dacă se va face, cum se va face. Asistăm la orice teorie ne spune că ceva e la locul lui în economie, ca să spun așa, de la Friedman, în condițiile injecției atâtor bani în economie și cu o viteză de rotație încă relativ scăzută, dar cu o inflație așteptată, teoria neo-keynesistă, care, din punctul meu de vedere, încearcă să explice, de exemplu, în contextul actual, prin ajustarea așteptărilor de inflație legată de planul de relansare fiscală din Statele Unite, care a dus la o reajustare a așteptărilor de inflație în sens ascendent, cu implicații și asupra țărilor în curs de dezvoltare. Deci depinde foarte, foarte mult ce șoc va determina ajustarea, va crește inflația, vom vedea o inflație crescută datorită unei cereri și a unui efect al politicii fiscale expansioniste, și mă refer în principal în Statele Unite, pentru că din punctul meu de vedere semnalul de acolo va veni, sau vom vedea anumite șocuri pe partea ofertei, s-a spus de materii prime sau nu s-a spus de exemplu de relația pe care o văd foarte, foarte importantă în viitorul economiei globale între Statele Unite și China și care poate să conducă la șocuri pe partea ofertei cu efect negativ asupra inflației. E clar că pe termen lung politicile monetare actuale nu sunt cele de bazate pe relaxare cantitativă, nu sunt fezabile. Se va încerca o ieșire din cadrul acestora. În momentul în care aceasta se va întâmpla, e clar că vom avea un efect și asupra economiei românești. Va fi o componentă de aversiune la risc eventual globală sau regională, care va determina o fuga capitalurilor, ca să spun așa, dar va fi și o componentă domestică. Și aici e foarte important ca în acel moment să fim mai puțin vulnerabili decât suntem acum. În continuare, datoria publică a României este relativ scăzută relativ la peer și cu același rating de la agențiile de rating, dar dacă această consolidare fiscală nu e concretizată, avansul ei va fi mult mai rapid decât e oricum, chiar și cu această consolidare, pentru că în continuare vom avea deficite și datoria va crește. Deci asta, din punctul meu de vedere, văd un șoc extern va produce unele efecte asupra cărora nu sunt sigur, spunea și Laurian, că nu ne dăm seama exact cum vom ieși din această dilemă și cred că e ceea ce ne așteaptă în următoarea perioadă.